Putem începe, da? Da. Dispoziții generale. În primul rând, evident, Poliția Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne, da? Este instituția specializată a statului, da? Și exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor. Și respectarea ordinii și liniștii publice, evident, toate în condițiile legii. Așa cum vă spuneam de fiecare dată, vă spun și astăzi, e foarte important ca să înțelegeți de ce am început cu partea asta de drepturi ale omului. Ăsta da? e motivul pentru care am început cu aceste drepturi ale omului și cu instituțiile din Constituție. Tocmai pentru că după aceea puteți înțelege mult mai ușor despre ce este vorba în legislația MEAI, da? Și vedeți că se tot repetă partea asta de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale, da? Asta faceți voi în viața de zi cu zi, da? Apărarea proprietății publice, da, sau private. Pe în momentul în care vorbim despre o infracțiune de uh, furt din locuințe, spre exemplu, da, se încalcă Drepturi, da? Dreptul la proprietate, da? Și. Da, exact aici suntem, da? Se încalcă dreptul la proprietate. Poliția română nu doar descoperă infracțiunile, ci are și rol de prevenire a infracțiunilor. De aceea, poliția română are tot felul de acțiuni, inclusiv prin școli, acțiuni educative, tocmai cu scopul de a preveni. Uh, infracțiunile, da? Și, evident, respectarea ordinii și liniștii publice, asta însemnând, practic, <coughs> componenta de ordine publică, însemnând, la fel, apărarea și drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru că vă spuneam că, în momentul în care ordinea publică, liniștea publică nu este respectată, evident că mi se încalcă sau se încalcă celorlalți niște drepturi. Când vorbim de ordinea publică, vorbim inclusiv de ordinea de drept a statului uh, român. Da? Bun. Întrebări până aici. Lucrurile sunt destul de simple. Da. Nu e mare lucru. Da? Activitatea Poliției Române constituie un serviciu specializat. Da? Un serviciu public, evident că este în, în interesul public și este specializat. În interesul persoanei, iarăși e foarte important, dacă vă uitați sau dacă ați avut experiență cu poliția din alte țări, ați văzut sau ați observat faptul că ă, poliția ă, acționează da, în interesul persoanei. Te poți duce la un polițist să-l întrebi, să-i spui că te-ai rătăcit, să-i spui să te ajute în legătură cu mai știu eu ce altceva, da? Deci, voi sunteți în, cum să spun, în slujba cetățeanului, da? Și trebuie să acționați în interesul persoanelor, cetățenilor, da? Și când spun cetățenilor, nu mă refer doar la cetățeni, mă refer chiar la persoane, da? Pentru că vorbim și despre apatrizi, vorbim și despre persoane care sunt cetățeni străini și nu ai statului român, da? acest în interesul persoanei să nu înțelegem cumva în interesul privat al persoanei, da? adică să acționăm în interesul, nu știu, în interese obscure ale persoanei. Nu, este vorba de interese legitime, da? adică interese conform legii. Da? În interesul comunității, știți foarte bine că tot timpul când discutam și de drepturi, da? ne refeream și la Comunitate, ne refeream la grupuri și la persoane. Da? Și în sprijinul instituțiilor statului. Da? Deci, practic, serviciul acesta public specializat este în interesul persoanei, comunităților și în interesul. în sprijinul instituțiilor statului. Și am subliniat cu roșu exclusiv pe baza și în executarea legii. Practic. Niciuna dintre acțiunile voastre nu pot să fie în afara legii. Ăsta este motivul pentru care este nevoie să cunoașteți foarte bine legea. Bun. Da? Și încă o dată vă spun, un ordin care nu este legal, care încalcă legea, nu este un ordin legitim. Da? Ca să înțelegeți. Bună seara! Bun. În îndeplinirea misiunilor care îi revin poliției române, da? aceasta cooperează cu instituțiile statului, colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, așa numitele ONG-uri, da? organizații non-guvernamentale, ONG, care înseamnă asociații, care înseamnă fundații, da? și așa mai departe, da? precum și cu persoanele fizice și juridice în limitele legii. Da? Bun. Mai departe. Poliția se organizează corespunzător împărțirea administrativ teritoriale, adică în așa cum este împărțită România în unități administrativ teritoriale, respectiv județe plus municipiul București, municipiul București respectiv sectoare, județele, municipii, orașe, comune, da? și așa mai departe poate chiar sate, în funcție, în funcție de aceastea, de această împărțire administrativ teritorială a României, vom avea și unități teritoriale de poliție, sau mă rog, ale poliției române. O să vedem un pic mai încolo ce înseamnă acest lucru. Poliția română se poate organiza și conform specificului unui sectoare ale economiei naționale. Cu alte cuvinte, poate să desfășoare și alte Activități care nu sunt specializate, care nu sunt specialitatea poliției române, da? respectiv, uh, a, cum să spun, uh, ocrotirea drepturilor și libertăților fundamentale, sprijinul uh, uh, instituțiilor publice, da? uh, ocrotirea dreptului la proprietate privată și uh, uh, publică. Da? Deci, poate să facă transporturi, spre exemplu, transportul feroviare, aeriene, navale, și dacă ne gândim la faptul că uh, inclusiv poliția rutieră are elicoptere în dotarea sa. Uh, bun, suntem aici, la zona asta de aeriene. Dacă ne gândim la poliția de frontieră, pentru că poliția română este, da, la modul general, după care sunt uh, armele respective. da. Uh, dacă ne gândim la navale, spre exemplu, putem să ne gândim la poliția de frontieră. Da? Poliția de frontieră care la frontiera uh, care este în Marea Neagră, spre exemplu, da? Avem și uh, forțe navale care fac parte din poliția uh, română, din poliția de frontieră. Da? Bun. Sau unor obiective economice și sociale. Aici pot să fie, nu știu, cluburi de sport, pot să fie um, baze de tratament, baze de odihnă și tratament și așa mai departe. Asta înseamnă obiective economice și sociale, în funcție de importanța și de numărul acestora. Da? Unitățile de poliție se înființează prin ordin al ministrului, da? ca să înțelege și să uh, vă, vi se întipărească în minte. Bun. Capitolul 2. Organizare și funcționare. Poliția Română are următoarea structură. În primul rând, IGPR, da? Adică Inspectoratul General de Poliție, mă rog, al Poliției Române, da? Bun. Acest IGPR, o să vedem ce are, da? Unități teritoriale. Aflate în subordinea IGPR. Da? Când zic IGPR, știți despre ce vorbim. Da? Ok. Direcția Generală de Poliție a municipiului București, care se subordonează IGPR-ului, și Inspectoratele Județene de Poliție, care se subordonează IGPR-ului. Ați văzut că anunțul de uh, examen, da? deci, ca să uh, fac o paranteză, practic, da? instituțiile de învățământ, asta vreau să vă explic imediat, și alte unități. Practic, orice unitate uh, se subordonează direct a Poliției Române se subordonează direct sau indirect inspectoratului general al Poliției Române. Da? Este cumva uh, structura de conducere centrală a Poliției Române. Da? Ați văzut că, spre exemplu, în momentul în care a apărut uh, au apărut primele informații privind admiterea, până să apară la structurile, unitățile teritoriale și la instituțiile de învățământ, au apărut la IGPR. Da? Pentru că de acolo, de la IGPR, se dă lumina, cum ar veni, de acolo pleacă totul. Evident, în ceea ce privește deciziile strategice, deciziile importante, deciziile importante pentru toată poliția română. Bun. În cadrul Poliției române funcționează Corpul Național al Polițiștilor. Na este foarte important și o să vedem că se tot face referire la acest Corp Național al Polițiștilor, care este, de fapt, așa cum e Colegiul Medicilor, dacă vreți, e un fel de uh, corp profesional da? al, uh, al polițiștilor. Este persoană juridică de drept public. Am explicat asta uh, ce înseamnă. Da? în lecțiile anterioare, da, ale care atribuții sunt stabilite prin legea privind statutul polițistului. Asta ca să înțelegeți de ce vi se cere să știți și statutul polițistului. Și o să ajungem și acolo. Bun. Aici sunt niște uh, informații, uh, în fine, care nu sunt atât de importante, dar le-am trecut acolo dacă aveți cumva curiozitatea să le citiți. Nu vă strică, dar nu vă trebuie pentru examen. IGPR, da, Inspectoratul General al Poliției Române este unitatea centrală a poliției, exact cum spuneam, da. Cu personalitate juridică, este de sine stătătoare, este o instituție de sine stătătoare, da? Competență teritorială generală, adică cu o competență pe tot teritoriul României. Da, care ce face? Odată conduce în drumă și controlează Activitatea unităților de poliție subordonate. Adică toată poliția română, de fapt din unitățile teritoriale, conduce înseamnă că, evident, ea da, dă ordine da, și dă direcția de acțiune a poliției, în drumă, tocmai pentru ca ordinele respective sau direcțiile strategice, să poată să fie aplicate în mod. Corect și constant, și atunci e nevoie de îndrumare din partea IGPR-ului și controlează. Acum, veți fi sau veți ajunge la un moment dat șefi și veți vedea că este foarte important atunci când ai de condus o echipă, nu doar să dai ordine, nu doar să îndrumi. Este foarte important să și controlezi, să vezi că dacă se întâmplă ceea ce. Tu ți-ai propus să se întâmple și ai stabilit și ai ordonat să se întâmple. Pentru că dacă nu există această verigă de control, practic nu ai siguranța că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Da? Și atunci, această verigă de control este una foarte importantă. Bun. Ce mai face IGPR-ul? Desfășoară activități de investigare și -ă, cercetarea infracțiunilor deosebit de grave. Ați observat că, în momentul în care se întâmplă nu știu o infracțiune deosebită, cum a fost crima de la Caracal, cum a fost crima de la, mă rog, crimele de la Caracal, crima de la Onești. Ați văzut că la un moment dat, sau poate chiar imediat ce au aflat, da, investigarea respectivă, investigațiile respective au fost preluate de către o echipă a IGPR. De ce? Tocmai pentru că legea nu doar că îi permite să facă lucrul ăsta, dar specifică în mod expres că asta este una dintre atribuțiile ei. Și dacă stăm să ne gândim, în IGPR, teoretic, ar trebui să fie cei mai buni specialiști. Da? Pentru că, e, cum să spun, e greu să ai specialiști extraordinar de buni în criminologie, în criminalistică, spre exemplu, sau în psihologie judiciară și așa mai departe și atunci, acești specialiști sunt cumva concentrați în structura centrală a poliției. În plus, gradul de infracționalitate și, cum să spun, încărcarea acestor categorii de, de personal de fiecare județ în parte s-ar putea să fie insuficientă. Vă rog să închideți microfonul, că se aud sunete parazite. Bun, s-ar putea să fie insuficientă și atunci nu se justifică. Da? Și atunci această structură centrală intervine atunci când se întâmplă infracțiuni deosebit de grave. Da? Bun, care sunt circumscrise crimei organizate? E nevoie să mai spun ce înseamnă crimă organizată? Sunt acele organizații care au ca uh, activitate încălcarea sistematică a legii. Da? Când zic încălcarea sistematică a legii, mă refer la, evident, la legea penală și poate să fie criminalitate economico-financiară sau bancară. Da? Uh, bancar legat de, uh, nu știu, uh, spre exemplu, credite uh, ilegale, credite neperformante, infracțiuni în ceea ce privește acordarea creditelor, da? refuzul de rambursare și vorbim aici de sume foarte mari care pot pune în pericol o instituție bancară sau chiar întregul sistem bancar românesc. Da? Deci vorbim de infracțiuni foarte grave. Nu e vorba de faptul că, nu știu, a făcut Gigi o. Un credit, da? După care a fugit în Statele Unite și nu mai vrea să plătească. Nu, nu despre asta este vorba. Da? Tot felul de inginerii financiare, tot felul de, cum să spun, activități din astea de crimă organizată, adică de infracțiuni făcute în grup și sistematic, da? Altor infracțiuni care fac obiectul cauzelor penale aflate. În supravegherea parchetului de pe lângă Înalta Casație și Justiție, și am discutat în seriile trecute da, despre faptul că parchetul de pe înalta. Mă rog, în, alta, în În primul rând, parchetele sunt pe lângă Curțile de Justiție, da? Cea mai înaltă curte de justiție din România este curtea Înalta Curte de Casație și Justiție, da? Deci, parchetul fiind uh, partea sistemului de justiție care an face anchetele, da? Practic. De aceea se spune că și alte infracțiuni care fac obiectul cauzelor penale aflate sub supravegherea parchetului pe lângă da? ICCJ. Da? Asta ar fi ICCJ în alta curte de uh, casație și justiție. Bun. Acum, uh, până aici, ați înțeles? E ceva ce? da? da? da, da. Bun. Evident, ca peste tot, este acea precizare, precum și o, a orice alte atribuții date în competența sa prin lege. Tocmai pentru ca legea să nu fie foarte restrictivă și dacă apare la un moment dat o nevoie, da, și apare o lege, să nu trebuiască să fie uh, modificată această lege, da, ci pur și simplu să fie completată uh, în mod natural de către alte legi, tocmai pentru că acest tip de. Uh, Precizare în lege, da, permite. Bun. Mai departe. IGPR, fiind inspectorat, evident că este condus de un inspector. Da? Fiind inspector, Inspectoratul General al Poliției Române, evident că este condus de un inspector general. Nimic uh, ilogic aici, da? Foarte important, el are rang de secretar de stat. Vă spuneam că atunci când vorbim despre uh, guvern, da? Vorbim despre prim-ministru, da? Vorbim despre miniștri, da? Și vorbim de secretar de stat și subsecretar de stat, da? Ca structura guvernului. Practic, și ce spuneam, că secretarii de stat sunt uh, un fel de adjuncție ai ministrilor pe anumite domenii de activitate. Evident. Acest inspector general al Poliției Române este un adjunct al Ministrului Afacerilor Interne pe specialitatea Poliția Română. Da? De aceea este cu rang de secretar de stat. Ați înțeles acest aspect? Bun. Ei, pen acum înțelege și de ce este numit prin decizia primului ministru. Tocmai pentru că, da, toată această structură guvernamentală este condusă de primul ministru, da? sau de prim-ministru. Bun, și atunci, evident că prim-ministru trebuie să numească prin decizie, da? pentru că, practic, este o persoană care se subordonează indirect, da? direct către ministru de afaceri interne, dar indirect către primul ministru. Da? Bun. Mai e important, da? la propunerea Ministrului Afacerilor Interne. Se întâmplă asta, da? Păi, dacă se află în subordinea directă a Ministrului Afacerilor Interne, evident că nu o să vină prim ministru și o să impună el o anumită persoană. Pentru că, până la urmă, acest inspector general al Poliției Române ce face? Lucrează în mod direct cu ministrul. Iar dacă ei doi nu se înțeleg și nu fac o echipă, atunci lucrurile nu merg bine. Ăsta e motivul pentru care e la propunerea Ministrului de Afaceri Interne. Da? După consultarea Corpului Național al Polițiștilor, cu alte cuvinte, această structură profesională a polițiștilor da, este consultată, adică ea își poate da cu părerea, nu are drept de veto, adică chiar dacă spune, domnule, nu-i bună persoana asta, prim-ministrul prim da, poate să spună, nicio problemă, îl numesc pentru că am încredere, în propunerea Ministrului Afacerilor Interne. Da? Dar este obligatorie consultarea, adică trebuie să-i întrebi. Indiferent ce spun ei, contează mai puțin, da? Ok. Dar este important să-i întreb, Tocmai pentru că, teoretic, ei cunosc cel mai bine și pot să evalueze profesionalismul, cel mai bine profesionalismul uh, persoanelor da, polițiștilor care sunt propuși pentru această uh, funcție, de fapt cea mai mare funcție uh, din poliția română, da? E o funcție extrem de importantă. Evident, ca peste tot, inspectorul general este ajut ajutat de adjunți care sunt numiți de data aceasta de către Ministrul Afacerilor Interne, da? La propunerea sa, adică la propunerea inspectorului general, vedeți că lucrurile scad cu câte un nivel, da? Față de ce era înainte, da? La propunerea sa, cu consultarea, încă o dată, a Corpului Național al Polițiștilor. Iarăși, este un avis consultativ, adică se poate sau nu să se țină cont de el, dar este obligatoriu să întrebi. Ați înțeles și asta? Cu adjuncții? Da, da. E simplu. Exact, e ca o piramidă și în momentul în care vorbim de inspectorul general, da, e așa, în momentul în care am vorbit de adjuncți, se scade cu o treaptă, da? Bun. Articolul 9. În cadrul IGPR funcționează Consiliul Superior, da? numit în continuare Consiliu în cursul legii. No, suntem aproape 80. Foarte bine. Da? Care este constituit din... No. Și aici o să le subliniez așa pentru că n-am mai avut timp să, -i, să, le subliniez cum trebuie. Da? Evident, inspectorul general al inspectoratului general al poliției, da? mi se pare firesc, adjuncții, practic, este toată structura de conducere în acest Consiliu. Dar, pe lângă aceștia, sunt șefii direcțiilor generale și ai direcțiilor din Inspectoratul General al Poliției Române. Da? Știți foarte bine că inspectoratul, da, sau orice structură, în principiu orice structură de stat, da, are niște direcții. Da? Direcții, apoi uh, uh, servicii și birouri. Cam asta ar fi. Uh, da? Haideți să. Da, haide să vă fac aici să vă scriu. Uh, deci avem așa. Avem să zicem, un inspectorat sau ce vreți voi, da? O instituție de stat. Vorbim de instituție de stat, da? Bun. Și avem direcții care sunt conduse evident de către directori, da? Sunt, de fapt, niște departamente mari care sunt apoi împărțite în servicii, adică niște lucruri, niște competențe mult mai clare și mai specifice și diverse birouri, biroul 1, biroul 2 și așa mai departe. Cam asta e structura, da? Într-o instituție de stat. Direcții, servicii și birouri. Bun. Revenim, da? Șefii direcțiilor generale și ai direcțiilor din IGPR. Cinci șefi ai unităților teritoriale ale poliției, da? Vedeți că aceștia sunt permanenți. Nu scrie dar se înțelege chestia asta și eu pot să vă dau într-o grilă, da? Care sunt uh, membrii permanenți ai Consiliului, da? Uh, IGPR. Aceștia sunt, da? Apoi. Permanent. Permanent. Da? Doar aceștia sunt nepermanenți. Da? Pentru că sunt desemnați prin rotație în fiecare an. De ce se întâmplă asta? Se întâmplă pentru că în acest. cum să spun, de la centru, vedeți că sunt foarte mulți de la centru. De la centru nu se văd întotdeauna problemele cu care se confruntă unitățile teritoriale. Și atunci, prin acești cinci șefi ai unităților teritoriale, adică inspectorate județene mai pe românește, da? sau inspectoratul general al poliției municipiului București aceștia pot aduce informații, da? și pot aduce experiența lor de din teren, din, din teritoriu, în așa fel încât deciziile care se iau să fie cât mai bune, cât mai potrivite, cât mai cât mai potrivite, pur și simplu, da. De ce sunt prin rotație tocmai pentru a se asigura cum să spun, o egalitate, cum, dacă vreți, de șanse, în sensul că, în, cum să spun, toți șefii unităților administrative, da, se perindă de la an la an în cadrul acestui Consiliu, în așa fel încât să fie reprezentate pe rând toate instituțiile teritoriale ale Poliției, da? președintele Corpului Național al Polițiștilor. E important de ce? Pentru că vă spuneam, Corpul Național al Polițiștilor este practic organismul, da, instituția care se ocupă de partea profesională, da, a polițiștilor și atunci e important președintele și că tot vorbeam de partea profesională, rectorul Academiei de Poliție, Alexandru Ioan Cuza este la fel Uh, membru de drept, adică conform legii, asta înseamnă membru de drept, conform legii, da, în acest Consiliu. Ați înțeles componența Consiliului? Da, da. Bun. Și da. ați înțeles și de ce este această componență. Și ați înțeles și că aceștia sunt nepermanenți, cei cinci șefi. Iar ceilalți sunt permanenți. Permanenți în sensul de poziție. Că dacă se schimbă acest președinte, evident, persoana va fi alta. Dacă rectorul se schimbă, persoana va fi alta. Noi vorbim aici de funcții. La fel și aici. Vorbim de funcții, nu de persoane, da? Iarăși, pot să. Dacă aș fi. neam prost, v-aș da o grilă, da? De genul acesta. Adică nu doar să-mi spuneți ca papagalul, vreau să văd că înțelegeți legea, da? Și v-aș pune o întrebare de genul în grilă, da? V-aș pune inspectorul general al inspectoratului, da? Și v-aș pune persoana care îndepline, în fine, nu, acolo ar fi la fel, în fine, v-aș pune în, în dificultate în așa fel încât să, cum să, spun, să, să văd că ați înțeles că este vorba despre persoanele care îndeplinesc în momentul acela funcția, da? Și că, de fapt, cum să spun, în acest Consiliu sunt reprezentate funcțiile prin persoanele care îndeplinesc în momentul respectiv funcția respectivă. Da? După ce ai, nu știu, acest rector al Academiei de Poliție, după ce nu mai este în poziția de rector, să zicem că se duce ca șef într-o altă structură, iese în mod automat, iese de drept, da? adică conform legii, din acest Consiliu. Nu mai face parte pentru că face parte noul rector. Ok. Am făcut și această precizare care era importantă. Mai departe. Haideți să vedem ce face acest Consiliu. În primul rând, se întrunește odată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie. Da? Dar în principiu, poate să fie o grilă, Consiliul da? se, se întâlnește a, trimestrial de două ori pe an, Uh, nu știu, anual, da? Sau uh, trimestial, sau ori de câte ori este nevoie. Da? Și atunci uh, uh, răspunsul corect ar fi ultimul, da? Trimestial, sau ori de câte ori este nevoie. Pot să fac și o altă grilă, de genul, Consiliul se întrunește în mod normal sau în mod obișnuit. Da? sau se întrunește periodic. Când zic periodic înseamnă că e o anumită periodicitate, da? Că pasul perioadei este același. Da? Și atunci pot să vă întreb nu știu trimestrial, bianual, anual și ori de câte ori este nevoie. Și atunci evident că răspunsul este trimestrial adică o dată pe trimestru asta înseamnă trimestrial. da Odată pe trimestru se întrunește în mod normal, în mod obișnuit, în mod regulat, da? Dar de câte ori este nevoie, în plus, să, da, se pot întâlni și în fiecare săptămână dacă este nevoie. Ați înțeles-o pe asta? Da, da. Bun. Da, da. da. Bun. Da. Se întrunește sub conducerea inspectorului general, da? Al IGPR. Evident, pentru că Inspectorul general da, din conducerea Consiliului este persoana care are cea mai mare funcție, vă spuneam, în cadrul Poliției Române. Și atunci este normal să se întrunească sub conducerea sa. Bun, haideți să vedem ce face el, respectiv Consiliul. Analizează și hotărăște activitatea Poliției Române conform strategiei Ministerului Afacerilor Interne, care vă aduc aminte, strategie, da? era, cum să spun, subsecvente, dacă vreți, programul legii, pe de-o parte, și programului de guvernare, pe de altă parte, da? și, bineînțeles, sau obligațiilor României pe care le avem la nivel comunitar sau în alte tratate internaționale. Bun, deci, practic, Odată analizează, dumneavoastră, hai să vedem ce s-a întâmplat până acum, ce am avut de făcut până acum, ce s-a întâmplat, da? Haideți să încercăm să optimizăm activitățile, să învățăm din greșeli, da? Eventual să, să, să și sancționăm dacă e cazul, da? Dar analizăm. Bun. Și ce facem? Hotărâm activitățile, adică facem un plan, da? Pentru următoarea perioadă. Și acum iarăși întrebare de grilă, da? Hotărăște activitățile poliției române conform strategiei Ministerului Afacerilor Interne, da? Și ce facem? Trimestrial, aceeași chestie. Practic, hotărăște activitățile și acest plan, să zicem, de acțiune a poliției române este da, pe următoarea perioadă, în principiu trimestrial, pentru că ei se întâlnesc trimestrial. Da? Bun, dar nu-i musai. Poate să fie și un plan de acțiuni, un plan de acțiuni uh, anual și uh, în, de obicei cam cu planuri de acțiune anuale se... Uh, când vorbim de strategie, vorbim de uh, perioadă mai lungă. Deci, trimestrial, domnul profesor? asta spuneam, o pe trimestru, adică o la trei luni. Ai înțeles? înțeles? Ok, cu drag. Uh, da? Conform strategiei. Da? Deci, Poliția Română nu e de capul ei, nu face ce vrea ea. Evident că știți foarte bine că la strategia la strategie Ministerului Afaceri Interne se lucrează inclusiv da, cu împreună cu poliția română, pentru că ea știe ce se întâmplă în domeniul ei de activitate. Dar strategia este a ministerului. Da? Și evident că activitatea poliției române trebuie să se subordoneze strategiei. De ce? Ca să înțelegeți acum de ce am făcut instituțiile statului. Pentru că, vă spuneam, în momentul în care guvernul da, este... Uh, Votat de către Parlament, este votat pe baza unui program de guvernare. Da? Bun. Program de guvernare în care este cuprins inclusiv strategiile, sunt cuprinse, pardon, inclusiv strategiile MIAI. Da? Și atunci, da? Practic, vă spuneam că guvernul, da, este instituția care conduce toată activitatea administrativă din statul român. Și atunci evident, inclusiv poliția, nu mai puțin, inclusiv poliția română, da, trebuie să uh, își uh, ajusteze, să și acord, ac acordeze, dacă vreți, activitatea, da, cu strategia ministru, ministerului, cu programul de guvernare, de ce? Pentru că așa a hotărât Parlamentul, Parlamentul a hotărât pe baza acestor documente și atunci, Parlamentul fiind, vă spuneam, mandatarul, cum să spun, mandatarul puterii populare, dacă vreți, ăsta da? este motivul pentru care aceste lucruri sunt legate și sunt, cum să spun, sunt subordonate unele față de altele. În așa fel, încât uh, acum, poate că vă este mult mai clar de ce trebuia să învățați și despre guvern și despre ca să înțelegeți foarte bine care este locul Ministerului, care este locul vostru în cadrul Ministerului, care sunt relațiile pe orizontală și pe verticală cu celelalte in, uh, instituții ale statului. Da? Practic, asta este baza, de asta vi se cer aceste legi. Bun, voi cineva să mă întrebe ceva. Eu am. Am o întrebare. Te rog. Da. Este de către ministru, nu? Vă spuneam mai devreme, da? Că este propus de către. Nu mai mă duc acolo, dar este propus de către ministru. Da? Este propus de către ministru, dar primul ministru semnează și decide, da, cine va fi. Dar propunerea este a ministrului, da, cu avizul cui? Președintelui? Nu. Nu. Cu avizul Corpului Național al Polițiștilor, cu avizul profesional, e, dacă vreți, e un fel de CSM pentru justiție. Corpul Național al Polițiștilor este, da, cumva, un, o, o, o structură da, similară, da, dar pentru Ministerul Afacerilor Interne respectiv, pentru polițiști. Poftim? -am, intrat de la început, asta -am. am înțeles, foarte bine. Acum ai înțeles? Acum am inteles, da. Perfect. Am da, da, da. Ok, în regulă, bun. Mulțumesc frumos. Cu drag. A, vedeți, ăsta este avantajul când intrați. Puteți să puneți întrebări, căpătați răspunsuri și este foarte important, pentru că o chestie din asta, după aia, nu mai uiți. Bun. Hotărârile se adoptă cu votul la cel puțin două, 3 din numărul membrilor săi, da? Și acum, nu mai spun ca la Parlament că, da, s-ar putea să vină, că vorbim de membrii prezenți, membrii de drept, nu. Când vorbim de instituții de forță, când vorbim de poliție, când vorbim de jandarmerie, nu mai zic de mea PN și așa mai departe, da? Într-adevăr, ăsta este ordin și nu se discută. Adică în momentul în care s-a hotărât că ne întâlnim la data de, la ora de, în sala cutare din instituția cutare, apăi toți sunt acolo, morți cu opți sunt acolo. Da? Și atunci nu se pune problema că ar lipsi cineva și se pune problema să, cum să, spun, să ai două trei din numărul persoanelor prezente. Nu două treimi din numărul membrilor săi. Și eu pot să vă întreb câți membri, haideți să vedem, câți membri are acest Consiliu? Hai să vedem. 1. Da? Adjuncții, da? 10. Ok. Cu, cei, cu șefii direcțiilor, cu cei cinci șefi, cu președinte și cu rector, îți destul de mulți. Da? Asta depinde foarte mult de cât șefi de direcții generale da, și câți adjunți vorbim. De câți ajungi, vorbim, da. N-am văzut nici de la început, câți ajungți ai inspectorul general? Bun, o, intri pe, pe platformă și, și vezi, nu mai stăm să tot reluăm, să tot reluăm, să tot reluăm, pentru că nu mai terminăm. Și intrăm la ora 9-10 uh, și nu, nu terminăm bine. Dacă e, pot să mă întreb după aceea, mă puteți întreba după aceea, deci dacă ați rămas uh, în urmă, mă întrebați după aceea, pentru că aș vrea să, să mergem înainte mai cu viteză, da? Votul la cel puțin două 3 din numărul membrilor săi, da? Vedeți că este o majoritate extrem de mare, extrem de puternică. De ce? Pentru că este practic hotărârile da, sunt foarte importante pentru întreaga activitate a poliției române. Și atunci trebuie să, să, fie, cum să spun, un consens foarte bine închegat. Ăsta e motivul pentru care nu este jumătate plus 1, ci este două trăim, da? Votul da două trăim, cel puțin două trăim, da? Bun. Hotărârile se duc la îndeplinire prin grija inspectorului general, da? La IGPR, da? Ce înseamnă prin grija. Adică, el are responsabilitatea ca lucrurile să se întâmple. Da? Pentru că el este ă, șeful maxim, da? Dacă vreți. Ă, dacă aveți o discuție serioasă cu cineva, nu spuneți trăznăile pe care vi le zic eu, da? Dacă e șeful maxim. Pur și simplu, folosim și un limbaj colocvial pentru că înțelegeți mult mai ușor, așa, da? Deci, este cel mai mare șef din da, Poliția Română și atunci evident că prin structurile pe care le conduce, le coordonează, poate să ducă la îndeplinire hotărârile Consiliului. Da? Desemnarea nominală a membrilor și funcționarea acestuia, da, adică a Consiliului, se stabilesc prin dispoziție a inspectorului general. Practic, inspectorul general desemnează da, nominal membrii da? și modul de funcționare. De ce? Pentru că, practic, acest uh, Consiliu este, practic, un... Uh, uh, dacă vezi, este uh, un organism decizional da? extrem de util pentru însuși inspectorul general. Da? Și atunci, uh, de aceea, el îl conduce și el are această libertate de a nominaliza membri. Acum, da, desemnarea nominală. Acum, evident, toate aceste lucruri se întâmplă în uh, limitele legii. Adică, nu, nu știu, nu-i place de, uh, de rectorul uh, uh, Academiei, da? nu zice, nu te numesc pe tine pentru că e desemnare nominală și de către mine. Nu. Eu, fiind inspectorul general, nu. E obligat, da, să-l desemneze. De ce? Pentru că e locul lui de drept. Da? Bun. Uh, ok, până aici, la articolul 10. Întrebări dacă aveți? Dar altceva decât ceea ce am spus deja până acum? Nu. Bun. Uh, încă o precizare mai am de, de făcut. Văd de multe ori, în legătură cu diverse lucruri, în legătură cu platforma, cu, nu știu, criterii de admitere și așa mai departe. Văd tot felul de persoane care întreabă pe grupul, poate mă întreabă și pe mine și așa mai departe, întreabă. În loc să caute, da? uh, cum să spun, încetați? sau încercat să încetați cu atitudinea asta pasivă de, nu știu, de puiuți din aia gata, de-abia ieșiți din, din găoace, care stau așa cu pliscurile ridicate să vină cineva și să dea de, de mâncare. Da? Sunteți oameni mari. Puneți mâna și duceți-vă la surse, duceți-vă la lege în cazul de mai devreme. Ai o curiozitate? Consultă legea, ai acces pe platformă, ai acces și pe portal legislativ, te duci și vezi, da? Caos pe Google, în fine. În momentul în care vorbim despre, nu știu, ce înseamnă cuvântul cu tare. Eu când văd întrebări de genul ăsta, mor pe cuvântul meu. Pentru că pe mine, când eram mic, învățătoarea, da? Mi-a zis, bă, caută în dicționar. Ne, cum să spun, necărak. Da? Cu dicționarul la noi. Ne obliga să avem dicționarul la noi. Pe bancă. Da? Încercați să vă descurcați singuri. Că nu e normal ca un, o persoană care vrea să fie polițist. Acum vă fac și morală, dar e important lucrul ăsta pentru voi. Gândiți-vă că la mine ca la un educator. Chiar dacă e, cum să spun, e nesuferit gestul meu pentru voi acum. Da? Dar e important. Încercați să deveniți autonomi. Că ajungeți la post și nu o să stea nimeni după voi să vă dădăcească, să vă întrebați, să nu trebuie să găsiți voi soluții. Iar soluțiile se găsesc în surse, da? surse legislative, în legislație, în legi, da? în bibliografie, în dicționare sau în ce alte surse legitime aveți pentru orice categorie de informații. Da? Pentru și că... Poftim? Și sursele se găsesc oricând, da? Oricând, exact. Da? Ama, voi nu trebuie să faceți cum uh, făcea Robi, dacă Robi, polițistul din uh, la Sirbins da? Că ați văzut că era la un moment dat și nu-i mergea, el trebuia să-i citească din lege, de acolo, de ce să-l aresteze pe unul. Și nu-i mergea internetul și nu putea să-l aresteze pe ăla, că nu-i mergea internetul și nu putea să citească din lege, da? Deci nici să ajungeți așa în situația aia. Pentru că, evident, întâlniți odată un... Uh, o situație, vă documentați în legătură cu ea da? și nu mai uitați. Deja începe să devină rutină tipul acela de situații și întâlniți situații noi, alte tipuri de situații, vă documentați iarăși și în felul ăsta învățați. Da? Dar învățați în mod activ, fără să stea cineva de, după, după, voi. Da? E foarte important lucrul ăsta pentru succesul vostru oriunde, nu doar în poliție. Da? Același lucru le, le spun și la traininguri când fac traininguri cu manageri sau cu agenți de vânzări sau cu mai știu eu, ce alte categorii de personal. Da, același lucru pentru că eu o, e o abilitate sau un mod de lucru, un mod de acțiune general valabil, oriunde ați fi, vă ajută să faceți așa. Bun. Am încheiat uh... da. O, -am mi se pare normal să noi și mi se pare normal să și de mai multe surse, ca să putem fi siguri de acele informații. B, uh, da și nu. Da. Da și nu, pentru că dacă vă duceți în lege, ai singura sursă, nu ai ce altă sursă să, da? Eventual te poți duce în jurisprudență, adică să vezi eventual, da? În, pe specie similare, da? Dacă au fost date alte, cum să spun, alte verdicte, da? Nu-mi vine alt cuvânt în minte acum, da? Da? Și atunci, într-adevăr, poți să te duci în mai multe surse, dar întotdeauna sursele trebuie să fie oficiale, sunt alea sursele legitime pentru voi. Bun. Ok. În aplicarea legii, da? Inspectorul general, ce face? Emite dispoziții care sunt obligatorii pentru personalul din subordine. Da? Aceeași idee Că, da, ordinele nu se discută și sunt obligatorii, da? La elaborarea cărora consultă Corpul Național al Polițiștilor, adică nu o face și Consiliul, da? Cele două instituții. Da? Deci nu o face de capul său. Și atunci, evident că se prezumă că aceste dispoziții sunt legale. Dar dacă Presupunem, prin absurd, da? că ar fi o conspirație și că, nu știu, aceste dispoziții ar fi contrare legii. Nu aveți, ele sunt obligatorii, dar sunt obligatorii în ideea în care sunt prezumate a fi legale, pentru că, al minteri, nu puteți să încălcați legea ca oamenii ai legii. Da? Dar, repet, ăstea sunt, cum să spun, chestii SF ce povestim noi aici, da? Vorbim de niște ipoteze ieșite din comun, da? Dar, tocmai pentru că se consultă cu aceste două instituții foarte importante, organisme foarte importante, de aceea sunt prezumate a fi și este practic un mecanism prin care se asigură inclusiv legalitatea acestor. Uh, uh, dispoziții, da, și de aceea sunt obligatorii. Ați înțeles? Da. Bun. Uf. IGPR are în structură direcții generale, da, direcții care evident sunt subordonate direcțiilor generale, servicii și birouri, adică exact ce vă povestisem, aproape exact ce vă povestisem eu, da, că eu vă povestisem de direcții în general, da, da? Ați înțeles asta că deja v-am explicat. Ei, acestea sunt înființate prin ordin al ministrului. E foarte important, da? Deci nu uh, inspectorul hotărăște, da? Ci ministrul. În limita fondurilor, adică ministrul, chiar dacă vrea să înființeze o nouă direcție sau un birou sau un serviciu, dacă nu are fonduri, dacă nu are buget, adică dacă nu are cum să susțină financiar, material acea Structură nu are voie să o înființeze. De ce? Pentru că o înființezi doar cu numele. Nu poți să angajezi oameni să îi plătești, nu poți să dotezi structura respectivă, nu poți să întreții structura respectivă, nu poți să faci nimic. Da? Ați înțeles? Bun, perfect. Mai departe. Secțiunea a doua. Unități teritoriale din subordinea IGPR. Da? În municipiul București. Da, vedeți că vorbim despre București. De ce? Pentru că este o unitate administrativă unică în, în România. Da, este singurul municipiu care are o structură diferită și o structură, cumva, dacă vreți, o structură care se apropie sau se aseamănă în cândva cu structura unui județ. De altfel, municipiul București este, din punct de vedere administrativ, la rangul de județ. Da, de aceea se spune județele României și municipiul București, da, pentru că e o chestie diferită față de uh, județe, dar în același timp sunt cumva pe același rang. Bun, se organizează și se funcționează, se, și, uh, funcționează la nivelul Bucureștiului, da? O unitate cu personalitate juridică, care se numește Direcția Generală a de Poliție a Municipiului București, da? OK condusă de, evident, un director general, da? care este ajut, aj, aj, ajutat de adjuncți, ca peste tot. În județe se organizează și funcționează unități cu personalitate juridică, inspectorate de poliție, da? deci asta e diferența între Municipiul București și județe. În județe avem inspectorate, în Municipiul București avem direcții, da? direcția generală și director general, da? condusă, evident, de un inspector șef, ajutat de adjuncți. Până aici ați înțeles, e clar? Bun. Ok. Directorul general al Direcției Generale de Poliție da? și inspectorii șefi ai Inspectoratelor de Poliție Județene, da? vedeți că sunt puși pe același nivel, pe același rang, din punctul acesta de vedere. Da? Pentru că, practic, conduc structuri similare, chiar dacă ele se numesc diferit. Da? Și atunci au cumva aceeași, numiți și eliberați din funcție, da? Prin ordin al ministrului, da? Deci ministrul face lucrul acesta, evident, la propunerea inspectorului general. După consultarea, evident, CNP-ului, da? Corpului Național al Polițiștului și cu avizul consultativ al prefectului, da? Deci vedem că aici lipsește Consiliu, nu e prezent Consiliu, în schimb este prezent prefectul, Întrebare de 100 de puncte. De ce Dumnezeu este prezent prefectul aici? Este reprezentantul guvernului la nivel de județ? La nivel de județ, în teritoriu, da? Și, da, vă spuneam că, practic, prefectul ține de Ministerul de Afacerilor Interne, da? De, de, de partea asta administrativă, da? Și atunci, cumva, lucrurile se întâmplă în ograda lui. Și atunci trebuie să aibă un aviz consultativ. Evident că nu are drept de decizie, dar un aviz consultativ, adică să fie întrebat și să-și exprime părerea, e necesar. Da? Și de regulă, cum să spun, acestea sunt echipe întregi care se construiesc, care se constituie. Și atunci, în principiu, nu se ține cont da? de părerea sau de aceste avize consultative. Da? dar nu este obligat de lege să țină cont, dar poate să țină cont, da? Dar e obligat să întrebe, încă o dată. Spre exemplu, pot să vă dau o grilă de genul, nu, probabil că nu veți primi grile, chiar grile foarte deștepte în, acolo, probabil că veți primi niște grile din alea așa sovietice, adică luat din lege, schimbat un pic și dai să sune. Nu, în fine, așa probabil că va fi, dar eu dacă ar fi, v-aș da, spre exemplu, o chestie, avizul consultativ al prefectului în legătură cu este obligatoriu și încă trei variante de răspuns, da? Și ar fi, evident, că nu este obligatoriu, este doar consultativ. Mă rog, și n a zice avizul consultativ, a zice avizul prefectului, da, în situația respectivă. Pentru că, încă o dată, vreau să înțelegeți legea. Vreau să înțelegeți cum se întâmplă sau cum se poate aplica legea sau care este um, impactul în mod real, în, mod, în, în viața voastră de zi cu zi a legii respective. Da? Asta vă ajută că așa să o tociți și să nu înțelegeți nimic din ea. Nu, nu, e aplicabilă. Adică nu știți când să o aplicați și când să nu aplicați. Sau nu știți dacă o situație se află în limitele legii sau nu se află în limitele legii. Pentru că nu înțelegeți legea. Voi înțelegeți niște chestii sau ați reținut mecanic niște chestii. Da? De -aia e important să nu, înțelegeți, să nu rețineți mecanic, ci să înțelegeți. De asta durează atât de mult. Da? Pentru că sunt convins că dacă ar fi făcut altcineva chestia asta, ar fi, fac doi timp și trei mișcări, ar fi povestit trilulele și gata dar nu-i nu ok. Bun, ați înțeles-o și pe asta? Da? Felicitări felicitări celui care a spus că a explicat de ce intervine și avizul consultativ al prefectului. Bun. Bun. În cadrul Direcției Generale de, de Poliție a da? Municipiului București se organizează da? Și evident că funcționează unități de poliție ale sectoarelor. Da? Corespunzător organizării administrativ-teritoriale a acestuia. Adică doar la nivelul Municipiului București, doar în Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pentru că doar aici sunt sectoare. În fiecare sector se organizează secții de poliție. Da? Probabil că auziți, da? Secția 12, secția, nu știu, 27, habar n-am. Numărul acestor secții se stabilește prin ordin al ministrului. Da? Vedeți că întotdeauna decizia, sau nu întotdeauna de, de cele mai multe ori, decizia este cu o treaptă mai sus. Da? Dar la propunerea persoanei uh, care gestionează în mod direct structura respectivă. Da? E o practică uh, normală lucrul ăsta. Bun. Da? Se stabilește prin ordin al Ministrului, da? În funcție de întinderea teritoriului, numărul populației, numărul și importanța obiectivelor economice, sociale și politice. Mai pe românește, da? Evident că acolo unde este activitate foarte mare, economică, socială, politică, unde este un, un spațiu mai mare, un teritoriu mai mare, unde poate nu e un teritoriu mai mare, dar este o concentrație mai mare de populație. Da? În funcție de aceste criterii se stabilește numărul acestora, da? Bun. E logic. De data asta, articolul 14 vorbește despre județe. Deci în municipii și orașe funcționează poliții municipale și ori, orășenești. Aici nimic totul clar, da? Iar în comune posturi de poliție, iarăși, totul clar. În municipii pot fi înființate secții de poliție. Pot fi, nu e obligatoriu, da? pot fi în funcție de cât de mari sunt. Dacă este un oraș mai mic, evident că nu vor fi secții de poliție. Dacă e un oraș mai mare, evident că vor fi secții de poliție. Da? Iar în comunele cu sate sau cătune dispersate pot fi înființate birouri de poliție. Da? Potrivit criteriilor prevăzute la articolul 13 aliniatul 2, adică în funcție de teritoriu, populație, activitate și așa mai departe. Ați înțeles-o și pe asta? Sau vorbesc prea repede? Da. Bun. Am în regulă. Da. Eu mă forțez da. să vorbesc cât se poate de, așa, de repede, în așa fel încât să reușim să facem cât mai mult în uh, fiecare seară. <clears throat> Bun. Articolul 15. În structura organizatorică a poliției pot fi înființate și alte unități pentru prevenirea și combaterea Infracționalității. Da? Deci, practic, legea, din punctul acesta de vedere, lasă o portiță. Ca să nu te duci de fiecare dată când se întâmplă ceva și ai nevoie să iei o decizie rapidă, da? Și să înființezi o unitate care să rezolve o problemă care a apărut între timp, te duci de fiecare dată la uh, legislativ, da? Adică în Parlament, ca să, ca să amendeze legea ca tu să poți să funcționezi. Nu, legea îți permite acest lucru, da? și spune și în ce condiții. Numărul, competența și structura organizatorică ale acestor unități se stabilesc, ghici ce? Prin ordin al ministrului. Era foarte, foarte clar. La propunerea inspectorului general, da? deci ordin al ministrului și inspectorul general propune, da? dar întotdeauna hotărăște cel de deasupra, da? celui care propune. După consultarea CNP, Corpul Național al Polițiștilor, da? Adică acea uh, structură profesională, da? Care uh, are un cuvânt uh, mare de spus în uh, ceea ce privește deciziile legate de uh, personal și de, de structuri. Bun. Șefii unităților, organizate aici, da? La alineatul 1 și 2, da? Sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului, da? De ce? Pentru că tot ministru, cum să spun, înființează, tot prin ordinul ministrului se înființează acele unități. Da? Și atunci, evident, că și șefii lor sunt tot numiți tot de ministru. Bun, mai departe. Atribuțiile și structura organizatorică a IGPR. Da? Ok a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, a Inspectoratului Județene de Poliție, da? Ce sunt stabilite de regulamente de organizare și funcționare, da? Uf. Evident, orice instituție trebuie să aibă un regulament de organizare și funcționare, ca lucrurile să întâmple după anumite reguli și nu în funcție de, nu știu, Hachițele șefului. Regulamentul de organizare și funcționare, da, al IGPR, se aprobă de Ministrul Afacerilor Interne, pentru că el este deasupra, da? Cele ale unităților teritoriale, de către Inspectorul General al Poliției, da? Pentru că se mai scade cu o treaptă pe ierarhie. Ați înțeles și lucrurile acestea?